Starea de urgență este un subiect tot mai des întâlnit în ultima perioadă, având în vedere explozia de cazuri de COVID-19. Toți românii sunt vizați pentru a respecta măsurile de siguranță, iar în timp ce unii cred cifrele crescute de îmbolnăviri, alții nu cred absolut deloc. Numărul de cazuri de coronavirus crescut în România cu 54% față de săptămâna trecută, iar prognoza realizată de compania Avantera pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență arată că avem o creștere supraexponențială a cazurilor de coronavirus în România. Se vorbește des despre o posibilă instalare a stării de urgență dacă numărul cazurilor vor fi în creștere până în toamnă. Cetățenii încearcă să fie precauți respectând măsurile de siguranță impuse. De vină suntem noi, că nu respectăm legile, că s-a spus să purtăm măști, să nu fim grămadă, mulți în aceeași încăpere, foarte multe persoane, normal că se poate bolnăvi unul și altul. Așa, dacă intrăm într-un magazin, avem masca la față fiecare, nu. Nu cred că ne putem îmbolnăvi, dar aceste aglomerații mari care se fac, asta e, ne duce tot mai jos, tot mai jos. Urcă cazurile astea în continuu, 700, 900, acum am văzut 700 și ceva, e parcă ieri, la noi în țară. Și cu astea, cu atâtea cluburi, atâtea baruri de astea deschise, unde sunt grămadă, fără mască, fără nimic. Cred că asta ar fi cauza în care tot crește numărul de îmbolnăviri. Și cu starea de urgență sunteți de acord? Nu că sunt de acord, că nu, iar să stăm prin casă, iar, dar dacă așa hotărăsc specialiștii. Nimeni nu-și mai dorește starea de urgență cu toate măsurile de siguranță impuse. Experiența autoizolării nu a fost pe placul nimănui. De asemenea, numărul ascendent de cazuri de coronavirus nu este crezut de toți cetățenii României. Nu sunt de acord cu asta, dar nu avem încotro. Adaptarea la mediu, nu avem ce să facem. Trebuie să ne adaptăm, că dacă nu, ce facem? Da, luăm amenzi. Dar nu cred. Nu credeți în numărul acesta exagerat? Absolut, nu cred. Am prietene care sunt la spital și spun că, doctorița, spun că spitalele sunt goale și ei spun niște cifre exorbitante. Autoritățile speră ca cetățenii să fie responsabili și să nu se ajungă în situația reinstalării stării de urgență.